Vă salut, dragi prieteni, bine ați revenit în voliera mea, voliera al Columbofir Junior. Astăzi o să facem un video în care o să arătăm că a sosit vremea să strângem aceste încălzitoare pentru adăpători. Temperaturile sunt cu plus, nu cred că vor mai veni temperaturi cu minus și am decis ca astăzi să ridicăm aceste încălzitoare de la adăpători, nefiindu-ne folositoare, am decis să le strângem. După cum puteți observa, primul încălzitor l-am dat la o parte. Sunt, cum vă povesteam și în videoul trecut, ce l-am postat cu ceva timp în urmă, aceste încălzitoare ne sunt foarte necesare pe timpul iernii, pe timpul iernii când temperaturile sunt foarte scăzute cu minus, punând aceste încălzitoare, nu mai avem grijă de a verifica tot timpul dacă apa a înghețat, dacă porumbeii noștri au de unde să bea apă. Aceste încălzitori mențin apa undeva la 18-20 de grade. Nu consumă foarte mult, doar 15 W, vă arătam și în videoul trecut. Așa că eu le consider un bun necesar oricărui crescător care își respectă păsările, depune pasiune în ceea ce face și prețul fiecărui încălzitor nu e foarte, foarte ridicat. Așa cum vă ziceam, sub 10 euro costă acest încălzitor. O să punem pe pauză, să-l dăm pe și pe celălalt, să-l demontăm, să le curățăm puțin. Și revenim cu videoul. Am strâns și cel al doilea încălzitor. Le-am curățat puțin. Și așa cum vă spuneam, puțin mai înainte, a venit vremea ca aceste încălzitoare să le strângem, nemai fiindu-ne necesare la volieră. O să le luăm, să le împachetăm în ambalajul lor. Și o să le punem într-un loc special aici amenajat din volieră, pentru că o să ne fie folositoare la sfârșitul acestui an, când din nou, din păcate, vor veni temperaturi scăzute și o să avem nevoie de aceste încălzitoare la volieră. Până data viitoare, eu vă salut, vă urez toate cele bune. Urez tuturor columbofililor un an cât mai reușit, cu pui cât mai mulți și mai reușiți, pentru că asta este cel mai important, să avem pui valoroși și cât mai mulți, să avem de unde să facem selecția în toamnă. Eu vă salut și vă urez toate cele bune. Până data viitoare, așa cum v-am transmis și mai înainte, multă sănătate și toate cele bune!